генеральный спонсор показа Nescafe. Vestimentația oferită de Bobin și Max Fashion. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă salutăm dimineața la RTR, Liviu și Galina alături de dumneavoastră, ca să vă facem ziua mai frumoasă, sperăm noi. Zi de miercuri, 23 august, uite că zboară vara! Zilele de vară zboară cât mai repede. Nu mi-am luat, că nu sunt pregătită pentru să merg la școală, dar uite, mă gândeam chiar recent, încă 7 zile de vară. Și? Trebuie trăite la maxim. Trăite, evident, avem și o sumedenie de sărbători în care și noi responsabilitatea civică trebuie să ne onorăm, așa că toate acestea o vom face și la televizor. Exact, de aceea telespectatorii trebuie să fie și în continuare, în fiecare dimineață alături de noi, fie că suntem gazda eu cu Liviu sau Alex cu Camelia, vă întâlnim în fiecare dimineață aici. Iar între timp, haideți să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Vă spunem ca să știți ce vom avea azi în emisiune. Unii ar spune că sunt prea mici pentru a apărea în lumina reflectoarelor, dar pe noi ne-au cucerit. Independența poate fi sărbătorită nu doar cu fast, ci și din mers. Cum anume? Vă spunem noi. Veșnic tânără și frumoasă, așa precum cântă, iar astăzi și omagiată. Nu pierde, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. Și pentru că se spune că vara trebuie un pic să lăsăm mintea un pic mai odihnită, nu doar organismul, dar totuși efectul lărgirii spectrului de cultură generală îl promovăm și în cadrul emisiunii noastre la rubrica Calendarul zilei. De aceea cei de acasă trebuie să știe, de fapt, fiecare zi se întâmplă ceva în viața oricărui dintre noi, dar are loc o semnificație, un eveniment. Va fi el, de fapt, ce se va întâmpla astăzi, spre exemplu, va fi sau nu peste ani în calendar? Rămâne de văzut. Însă care evenimente deja sunt acolo și trebuie să le cunoaștem prin ce s-a remarcat de-a lungul anilor 23 august, vedem imediat. Se făcea la 23 august cu mai mulți ani în urmă. În 1595, Mihai Viteazu obține o victorie contra oștilor otomane care își doreau să transforme țara românească în pașalâc. Pactul Molotov-Ribbentrop a fost semnat în această dată, în 1939, în urma căruia au fost împărțite sferele de influență asupra Europei și, după cum știm, nescutită a fost și Basarabia. Astăzi își vor sărbători zilele de naștere cântăreții români Andra și Fuego. Istoria nu se repetă, istoria continuă. O vreme eram foarte, cum să-ți spun, complexat în privința staturii și tatăl meu, profesor de sport, care se vroia să mai cresc așa puțin, când era meciul de basket, mă punea să sar de la centru. Că poate cine știe, am să mă întind, am să am elan și am să ajung și eu la înălțime de 1,90 m, 1,80 m, cel puțin. Dar uite că a reușit. Basket am jucat și eu, dar tot la nivel de clasele gimnaziale, până mi-am rupt câteva unghi și am spus că nu este jocul atunci, meu. Adică atunci mânuțele mădicuțe și atât picuțe. Nu, pur și simplu nu era sportul care, cu toate că îmi plăcea, dar mă rog, cu coșul nu prea nimeream. Cea mai frecvent traumă, să spun așa, în timpul pentru basketul sau pentru cei din școală este atunci când primesc mingea în modul necorespunzător și mingea vine în deget. Ai pățit-o așa de multe ori, știi, când vine și... Exact, pentru cei care nu știu regulile jocului, cam mă dau în bară. În fine, dar dacă vorbim despre Federația sau Asociația Națională de Basket din Statele Unite, acolo tu știi foarte bine, orice meci de basket cu slam dunk-uri, cu aleupuri, este un adevărat spectacol. Iar astăzi este omagiat o legendă a lumii basketului din America și anume Kobe Bryant. Hai să afli acum și tu cine este. În toate sporturile se găsesc cei care provoacă momente sclipitoare. Din acele momente se nasc vedete.
Unele se mențin pe podium, altele cedează. Dar următorul om a fost cel care a obținut notorietatea nu doar prin joc, tehnică nemaipomenită sau dominare fizică. El a vrut să devină unic, să fie Black Mamba, Kobe Bryant. Urât de toți adversarii, dar respectat în egală măsură de ei. E fost jucător de basket pentru Los Angeles Lakers. Deși se spune că odată ce dăruiești 20 de ani din viață pentru un singur tricou, nu te poți numi fost jucător. S-a născut în Philadelphia, în familia celui care i-a pus mingea de basket în mână, Joey Bryant. Adolescența și-a petrecut-o în Italia, unde, deși departe de casă, urmărea performanțele celor de la Lakers, dorind ca într-o bună zi să se întoarcă. Așa s-a întâmplat, ca în 1996 el devine cel mai tânăr membru al echipei preferate și de atunci nu a renunțat la purpuri galbeni. Bryant poate fi fără îndoială comparat cu Michael Jordan, fiindcă este un atlet greu de oprit în ofensivă și un foarte bun apărător. Este cel mai bun marcator din istoria echipei sale, iar în prezent este al cincilea din istoria NBA. E știut un lucru, în sportul de echipă precum este basketul, egoiștii sunt taxați dur. Tupeul lui Kobe a fost și cel care i-a făcut pe Lakers de 5 ori campioni. Era urât, blamat de coechiperi și suporteri că nu pasează, dar în partida de adio, la 13 aprilie 2016, toți îi ofereau de bună voie mingea, pentru ca Mamba să marcheze spectaculos 60 de puncte. Acest meci a fost urmărit într-o sală fără niciun loc liber, iar printre fericiții suporteri erau prezenți Jack Nicholson, Jay-Z, Kanye West și chiar David Beckham. Și atunci, ce puteți reține de la un astfel de jucător? Să fii egoist? Să nu îți prețuiești colegii? Nu. Pur și simplu, există în lume sportivi pentru care parametrii tradiționali nu funcționează, pentru că ei au propria cale de succes. La mulți ani, Kobe Bryant! După ce cunoașteți, de fapt, evenimentele importante care s-au întâmplat în această zi de 23 august, să știi, dragul meu coleg, că la compartimentul Fun Idei am găsit eu ceva, totuși. Ia, nu putea să tragă și această deja zi. Deja eram uimit, mă gândeam că s-a întâmplat ceva. Și este ziua când trebuie să mergi ca vântul. Uite așa o frază. Simplu, și cine la noi este cel mai ager și mereu este ca vântul, ca gândul? Galina când este la volan. Și în afară de mine, uite să știi că Alexandru, la acest capitol, chiar la noi este cel mai ager în materie de subiecte, de abordare a oamenilor interesanți. Și în această dimineață este pe undeva. Nu dar știu unde. Ne-a spus unde. Ne-a Alex. Spus că este o surpriză, de aceea noi îi salutăm. Este undeva, printr-un colțișor al orașului. Alex, bună dimineața, prietene. Unde ești astăzi? Hai să vedem. Da, bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, națiune, cu siguranță nu v-ați așteptat ca să vedeți ce fac eu astăzi. Și vreau să vă spun că, paradoxal, după o vacanță, de obicei toată lumea e cu energie și dornică de muncă, însă noi avem un sezon lung, până încolo, până iarnă și cât sunt mulți ani înainte. Tocmai de-aia m-am gândit eu totuși să vin la un masaj de relaxare, un masaj care o să mă facă să fiu cu noi forțe și cu o mai bună dispoziție, mai ales că e dimineață, pentru asta îl avem pe vechiul nostru prieten Vladimir Colun. Bună dimineața, prietene de aici, de jos. Bună dimineața, bună dimineața. Vreau să mi spui ce fel de masaj astăzi, ce ai optat pentru mine. Deci astăzi m-am gândit mai bine să faci un masaj ayurvedic, fiindcă el este un masaj foarte profund și totodată și relaxant. El este eficient și foarte benefic în tonusul muscular crescut și ajută foarte bine să ne relaxăm până la urmă. Nu sunt pentru prima experiență la tine, în comparație cu vreo 2-3 luni în urmă, ce s-a schimbat? Pentru că am mai slăbit ceva kilograme, s-a mai îmbunătățit în general starea mea de sănătate. Cu lucrul ăsta îți dai seama, e complicat. Da, datorită că ai slăbit puțin, mușchii s-au mai relaxat, dar totuși încă necesită de câteva proceduri suplimentare. Aha. Da, de făcut. Deci, adică dacă ai să frecventezi mai des, atunci a să te relaxezi foarte bine și
Munca la televiziune e complicată și mai ales că mai alerg din când în când, mai fac toleacă de fotbal și știți cum, mușchii nu au, e corect că atunci când facem efort fizic, de fapt mușchii se încordează, nu se relaxează și de-aia e și bine să vii la masaj. Da, sigur că când facem efort fizic, mușchii se încordează, dar mușchii sunt încordați și de ce noi trebuie să facem antialgic, să-i relaxăm. Dar și de ce masajul este unul dintre cele mai bune metode de a relaxa țesutul muscular. Poate fi făcut dimineața, seara, când se poate? Se poate de făcut oricând, nu contează, important e să-l faci. Adică asta e. Cam cât durează așa un curs așa de masaj ca să fie și efectul? Un curs de masaj durează în jur de 10 zile. Adică se face până la 10 masaje și se face în fiecare zi sau peste o zi. Nouă ne place aici la tine pentru că e și o muzică plăcută pe fundal, e ambianță bună și mai ales că vorba aia, când îți face un masaj un bărbat, totuși e altfel, dar să nu fie cu interpretări. E așa, știi? Am spus-o și eu. Spune-mi, te rog frumos, Doamne, cât este de bine în general ca să venim des la masaj și cu ce ar fi bine să combinăm masajul? Mai ales persoanelor care stau pe... Cel mai bine ar fi să vii câte 10-12 masaje odată la 2-3 luni. Dacă merge pentru tratament. Dar pentru profilactică, îți poate de făcut câte un curs odată la jumate de an sau odată în an, depinde dacă mai faci sport sau mai faci alte proceduri suplimentare. Ce pot să vă spun eu, că procedura asta durează și durează vreo 40 de minute, însă știm foarte bine, timpul la televiziune este foarte calculat și tocmai de-aia vă spun, profitați de timpul liber cât mai aveți și veniți la o oră de masaj, Vladimir Culun o să vă dea cele mai bune sfaturi ca să aveți un mod de viață sănătos, să gândiți bine și să vă pregătiți pentru un sezon de ăsta ca și al nostru, care o să fie lung și greu. Tocmai de aia vă spun eu, duceți un mod de viață sănătos și faceți ce face Vladimir. Mai sunteți nostalgici după vremurile frumoase, litoral, palmiere, asta dacă le-ați prins în această vară? Pentru că noi deja prindem cafeaua și oftăm din greu că se apropie. Câte zile mai avem, Galina? 7. Număr zilele, număr nopțile. Exact, așa. Școlăriță, dragă. Felicitări. Felicitări și ție. Ai mai pierdut încă o vară. Nu mai spune. Exact. Măcar o săptămână, am avut concediu, dragă. Unde ai fost? Da, două săptămâni. Bravo. Suntem tot aici dimineața la RTR, sperăm că nu vă deranjăm, dar dacă da, o facem în modul cel mai plăcut posibil și imposibil. Asta în cazul în care vedeți un câine cum stă relaxat într-un leghean cu spume. Ca aici, de exemplu. Pentru că e cald afară, da, și cald. Chiar pe zăpușeală nici nu mai știi unde să te ascunzi, cum eu să te reporești. Eu nici nu știu cum adresez, cum că dacă vine cineva, un străin la poartă, zic, Grivei, nu vrei un pic să întrerupi acest proces și să duci să-ți faci datorie esențială de câine? Eu cred că acela nu face parte din dar mai preferințele tale. Asta e asistentul. Da, eu bănuiesc și eu. Așa. Un fel, dacă era post dau, post prindă. Eu cred că nu stau legați la poartă. Se văd ei că jur, cățel tărcat. Răb, foame, ploaie, ger, păzând o gradă la boieri, nu e despre ei. Nu e despre ei, exact. Oare la ce se gândește la boieri? Dacă ar avea o piesă, ce piesă ei s-ar asocia acum așa, un cântec? La mare, la soare? Nu e despre fetițe. Bun. Nu e despre fetițe, dar oricum, se răcorește lumea cum poate. Tot despre câini, continuăm să-i admirăm. Aceștia care și-au în serios munca și cel de spălător, dacă vreți. Dacă nu reușești să faci un duș. Sigur? Sigur? Păi uite că este un prieten. Cavitatea, anume la căței, este foarte curată. De uneori, poate chiar mai puține bacterii dăunătoare se găsesc acolo. Iar unii care mai au gluma așa pe curată spun că de aceea, fiindcă câinii nu înjură. De aceea e mai curat la ei în gură. Dar vezi cum și micuțul, cum... Da, se spune, eu din câte știu, atunci când aștept să vină un copil în casă, mă rog, în perioada de sarcină, dacă nu stabilești de atunci o relație între patruped și mămica însărcinată, atunci poate și după relația să nu prea meargă. Dar cred că aici... Dar de unde tu știi toate aceste lucruri? Știu, m-am informat. Te-ai informat? Nu, într-adevăr este așa, adică sau se împacă după copilul cu cățelușul, cu pisicul, sau nu.
Dar dacă vine și doarme cu boticul la mămica pe burtică, înseamnă că o să se lege o prietenie. Surprinzător de unde știi toate aceste chestii. Instinctul matern te face să cauți de pe acum, da? Fă-ți de vară, senioară și relații cu patrupedul. Iar noi vorbim despre altfel de relații. Viața și tehnologia. În măsură ce aceasta avansează, noi tot trebuie să ținem. O relație care se leagă tot mai strâns și mai strâns, mai strâns pe an ce trece. Să vedem ce invenții, ce au mai inventat nou, ce mai este în materie de tehnologie. Multora dintre noi, sunetul ploii ne induce o stare de relaxare când vrem să stăm la călduț cu o carte în mână. Ceea ce nu știați este că ne stăm puteri să controlăm vremea din casa noastră. La Baclaud, în formă de nor, a fost special creată pentru acest scop. Confecționată dintr-un material pufos și biecurvioză, detectează senzori de mișcare, astfel încât creează fulgere și chiar tunete pentru un spectacol unic. Mai mult decât atât, dispune de un sistem de boxe de la care utilizatorul poate reda muzică prin orice dispozitiv compatibil Bluetooth. Norul este capabil să se adapteze la culoarea și luminozitatea dorită. Are de asemenea moduri alternative și poate funcționa ca un sistem audio sau ca o lampă. Utilizatorii pot controla funcțiile norului de la o mică distanță fără niciun fel de fir, printr-o telecomandă. Acesta este un nou tip de magie, care însă nu se bazează pe iluzii și trucuri, ci doar pe senzori. Prețul unei lămpi de acest fel pornește de la $1,000 și poate ajunge chiar și până la 3,000. Poluarea mediului este veșnica problemă a umanității. Totuși, o companie din India a găsit o modalitate prin care să tragă foloase din asta. Cercetătorii transformă particulele provenite din țevile de eșapament ale mașinilor în cerneală de calitate superioară. Sunt filtrate cu atenție metalele grele și substanțele cancerigene din particulele de funigine de carbon. Astfel, poluanții care ar fi ajuns în plămânii a milioane de oameni sunt transformați în artă. După ce se încarcă timp de 45 de minute cu emisiile autoturiste, dispozitivul poate produce 28 de grame de cerneală. Deocamdată, procesul presupune un supraefort și poate fi realizat doar la scară mică, de aceea creatorii sunt în căutare de donații. Dacă vor strânge destui bani, aceștia au de gând să creeze vopsele pe bază de ulei, vopsele pentru țesături și pentru exterior. De hoți au frică toți. De această idee probabil s-a ghidat o echipă de designeri germani când au inventat, după cum spun ei, cea mai sigură geantă din lume. De la materialul extrem de rezistent folosit la echipamentele militare, la mânerul ce are în structură 49 de fire de oțel inoxidabil și până la sistemul de închidere, geanta aceasta vă va aștepta oriunde. Și legată de bicicletă, și de șezlong la plajă, și de scaunul din aeroport. Și ce dulce va fi somnul în așteptarea avionului. Ar mai fi un plus de luat în calcul. Dacă puneți telefonul în buzunarul interior al genții, nimeni nu vă mai poate deranja. Nu aveți semnal. Bineînțeles, odată scos de acolo, vă reconectați la lumea digitală. Asta se întâmplă datorită materialului foarte dens ce respinge undele radio. Același buzunar, spun designerii, ne protejează datele personale de orice posibil furt virtual. Fiți mai inteligenți decât orice tehnologie. Arătați oamenilor dragi cât de mult îi iubiți. În scurta mea experiență de jurnalist, pentru că nu sunt atât de mulți ani în care s-o numești carieră deja, am avut ocazia să discut cu ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova. Așa. Așa. Și una dintre cele mai frecvente glume ale sale, știi care este? Păi voi vă lăudați cu populația voastră de 1.900.000 sau câți cetățeni numără țărișoara noastră, dar la noi un sat are 2.000.000. O provincie, știi? Și trăim totul în regulă. Păi să știi că acolo, într-adevăr, sunt foarte mulți chinezi la ei acasă. Și eu cunosc că la ei, de fapt, este foarte ieftin, foarte mici sunt salariile și chiar au, să hai să spun așa, surplus de brațe de muncă, necalificate, pentru că nu reușesc toți poate să frecventeze o instituție de învățământ, însă da, ei sunt destul de numeroși. Da, și sunt și anumite sate în care aceste forțe sau brațe își coagulează eforturile, împreună reușesc și devin, poate, atunci când aflăm și noi, unul dintre cele mai bogate sate din China. Pentru că nu cred că este vreun obiect, vreun lucru care să nu fie și în China reprodus, hai să-i spun Made așa. Made in China. Made in China. Am exact. Înțeles. O
oraș sau sat. Infrastructura delicată a localității Huanshi din China lasă impresia că te afli într-o metropolă. Aproape fiecare din cei peste 2000 de locuitori de aici au vile, automobile de lux, acces gratuit la serviciile medicale, educație și combustibil de asemenea gratuite. Și asta pentru că toți sătenii sunt acționari ai unei companii cu sediul în satul natal. Însă, odată ce părăsesc localitatea, aceștia pierd tot ceea ce au. Cartea de vizită a satului bogat este un turn de 72 de etaje, mai înalt decât turnul Eiffel, și găzduiește săli pentru expoziții, restaurant, grădini sau piscine pe acoperiș. Taxiurile sunt mai rar întâlnite, mulți dintre oamenii de afaceri de aici deplasându-se cu elicopterele dintr-un loc în altul. V-ați servit cafeaua? Ritualul de dimineață totul este îndeplinit. Sperăm noi, așa tradițional, ca să ne meargă bine. Apropo, să nu uităm și de sfatul astrelor, prezentat de colega mea Galina. Să vedem ce ne zice astăzi. Bună dimineața încă o dată! Neața încă o dată! Este o zi în care riscul de accidente este mai mare decât în alte zile. Prin urmare, se recomandă atenție, prudență și calm. Ce au pregătit astrele pentru fiecare nativ, vă spun chiar acum! Berbec, sunteți tentați să vă implicați într-un proiect nou care ar putea să vă aducă avantaje materiale substanțiale, dar cu riscul de a avea mai puțin timp liber. Aveți grijă să nu vă neglijați viața de familie și relațiile cu prietenii. Taur, nu este momentul să luați decizii importante sau să vă implicați în activitatea care necesită putere de conducere. Vă sfătuim să vă limitați la activități de rutină și să încercați să vă relaxați cât mai mult. Gemeni, vă sfătuim să amânați discuțiile importante la locul de muncă sau în afaceri. Este posibil să faceți planuri pentru o călătorie lungă în interes personal. Sunt șanse să petreceți o seară romantică împreună cu persoana iubită. Rac, se pare că sunteți plin de energie și împrejurările vă sunt favorabile. Aveți mari șanse de reușită în tot ce v-ați propus pentru azi. Ar fi bine să petreceți mai mult timp împreună cu persoana iubită. Leu, este posibil să fiți preocupat de situația financiară din cauza că sunteți nevoiți să faceți câteva cheltuieli neprevăzute. În a doua parte a zilei, cu ajutorul unui prieten, sunt șanse să găsiți o posibilă sursă de venituri suplimentare. Fecioară, este posibil să aveți o discuție aprinsă cu un coleg de muncă sau cu un partener de afaceri, pornind de la o neînțelegere. Vă recomandăm să vă păstrați calmul și să vă ascultați intuiția. Ar fi bine să petreceți mai mult timp împreună cu cei dragi. Balanță. O problemă sentimentală mai veche ar putea să revină în actualitate și să conducă la tensionarea relației cu persoana iubită. Contextul astral al zilei nu este favorabil discuțiilor constructive, așa că vă recomandăm să amânați orice discuție serioasă. Scorpion, este posibil să nu fiți în cea mai bună formă fizică și să simțiți că vă lipsește energia. Sfaturile unei persoane cu experiență vă ajută să aplanați un conflict cu un coleg de muncă sau cu un partener de afaceri. În cursul serii s-ar putea să primiți o veste bună. Săgetător, în prima parte a zilei este posibil să fiți nervos din cauza reproșurilor nenumărate din partea unei persoane mai în vârstă. Nu vă lăsați provocat. Este indicat să vă menajați sănătatea și să vă odihniți mai mult. Capricorn, în prima parte a zilei este posibil să nu vă simțiți în cea mai bună formă, intelectuală desigur, și să aveți dificultăți de concentrare. Ar fi bine să vă limitați la activități simple, de rutină, nu promiteți nimic dacă nu sunteți siguri că veți putea să vă țineți de cuvânt. Vărsător, este posibil să faceți o călătorie scurtă în interes profesional sau de afaceri. Deși întâmpinați dificultăți neprevăzute, aveți șanse să obțineți mari satisfacții. Dacă trebuie să conduceți mașina, azi vă sfătuim să respectați cu strictețe regulile de circulație. Pești! Se pare că vă simțiți în formă și aveți dispoziția necesară pentru a vă ocupa de o problemă partenerială mai veche. În a doua parte a zilei este posibil să fiți dezamăgit de un gest al unei persoane apropiate în care ați avut mare încredere. Vă sfătuim să nu puneți la suflet. Astrele prezic însă totul e la îndemâna dumneavoastră.
Ce poate fi mai frumos când te trezești într-o dimineață de vară? Raze de soare, razele televizorului și a publicității, că și ea are raze, numai că de acoperire. Генеральный спонсор показа Nescafe. Neața, încă o dată celor poate care aveți și au permis să dorm un pic mai mult și uite că acum au inclus televizoarele și sunt alături de noi. Noi suntem iarăși în bucătărie, dar nu gătim, ci în continuare vom urmări niște filmulețe așa mai distractive ca să ne dea tonul zilei zi de dimineață. Dacă vorbeam despre bicicletă, stare de echilibru și atunci când te uiți la fete, crezând că ești mecher. Wow! Exact. Este încă momentul dată, când... Da. Sau dacă cumva să, nu știu, să vorbim și despre oameni în acest context, de obicei se întâmplă că te uiți în telefon. Da. Și da. Urmăream noi mai demult și un filmuleț în care sunt foarte concentrați la telefon și cu ce se poate încheia toată. Dar se recunoaște, maimuțica nu se uita în telefon, se uita în împrejurime. Da. Eu cred că ea zâmbea celor care o admiră, că uite, maimuța poate să meargă și pe bicicletă. Oh, de câte ori am pățit-o și eu așa în copilărie, uitându-mă, după ce fete. Da. Despre căței, tot continuăm să vorbim și eu știu la ce m-am gândit prima dată când am văzut acest video. Sunt ca acei pași spre avansare, de exemplu, spre afirmare, spre un viitor de succes. Și eu aș vrea ca toate problemele noastre care ne opresc spre obținerea scopurilor propuse să fie ca acest cânișor, știi? Nu să te încurce de-a dreptul, dar să te avanseze, să-ți dea tot felul de impulsuri în acestea, știi, spre succes. Da. Și uite, a ajuns. Iar și este vorba despre o prietenie. Da, sigur. Dintre micuți și se spune că, de fapt, cei mai înfricoșători, poate căței, deseori ei cu copiii chiar găsesc și sunt destul de cuminți și nu pot să le facă niciun rău. Ei bine, dar relația principală ce se stabilește la copii este, în primul rând, mamă, fiică, mamă, fiu, da? Mamă și copil. Aici este cel mai interesant. Exact. Și mai ales când vorbim despre starurile internaționale pe care noi le adorăm, ascultăm fiecare piesă apărută, urmărim fiecare film și te gândești, dar cine oare este părinte? Cine oare este mama? O fi o mamă exigentă, una care din start bătea cu pumnul în masă și tu ai să fii cântăreț, nu la altceva te gândi, dar acolo mergi. Eu bănuiesc că, da, în spatele unui om de succes mereu stă cineva care, uite, îl îndrumă, care are grijă. O femeie puternică, da, vorbim acum despre mama. Da, pentru că doar așa poți să urci ușor și să ajungi pe culme. Și de la mămica ta tu ce ai învățat? Oh, nu știu. Dacă acum ești om de succes. Mămica la mea, apropo, este foarte, foarte exigentă. Mm. Și uneori eram foarte supărată pe ea și nu o înțelegeam. Dar acum îi dau dreptate și am spus că dacă o să am o fetiță, neapărat primii ani cred că o să o las pe mână. Mai ales că mămica mea este și profesoară, învățătoare. Ia uzi. Exact. Aici chiar ne asemănăm. Și un lucru nu a reușit să mă învețe și a râdea pentru că în clasele primare înveți să scrii. Respectiv, ea a învățat atâtea generații de copii să scrie frumos, dar pe mine nu a reușit. Scrisul meu este un pic de medic, dar asta se rezolvă. Tu ce ai învățat de la mama ta? Complicată întrebare. Exact. Știi care este cel mai interesant? La fel ca și mama ta, mama mea tot este profesoară. Dar culmea nu m-a învățat în perioada din clasa 5-a, clasele primare. Abia m-a apucat la liceu, știi? Când erai deja format așa și... Una m-a învățat la sigur că... Este așa un fel de obligație, fiind fecior de profesor, să înveți să fii printre primii, pentru ca mama să fie imparțială cu ceilalți colegi. Da. Ca odată ce tu nu te-ai pregătit de oră, să nu fii un colac de salvare pentru ceilalți șarlatani din ultima bancă. Și de data asta eu salvam mama de fiecare dată și mare era bucuria când ai eu răspuns, hai treceți restul, cine nu s-a pregătit? Doi. Pentru că știa, eu m-am pregătit, nu era ca cu smărândița popi, știi? Am înțeles. Ok, dar acum vorbim despre mame de vedete, să vedem și cine mamele noastre de altfel pot fi luate în calcul, nu? Exact. Și. Despre viața profesională și personală a starurilor internaționale cunoaștem destule. Mai puțin știm cine sunt mamele celor mai îndrăgite vedete.
Cu toții o cunoașteți pe Beyoncé. Vocea minunată combinată cu o siluetă senzațională au clasat-o pe aceasta printre cele mai cunoscute și răvnite femei ale lumii. Ceea ce mulți nu știu este că formele și frumusețea sa sunt moștenite de la mama ei, Tina Knowles, care la 63 de ani arată impecabil. Tina este femeie de afaceri, se ocupă de design vestimentar, dar are grijă și de lucrul său, ținând cont de sfaturile fiicei sale celebre. Leonardo DiCaprio este unul dintre cei mai doriți bărbați din lume, acesta fiind renumit pentru cuceririle sale în rândul supermodelelor. Actorul mai este renumit pentru iubirea pe care o poartă mamei sale, care apare de multe ori pe covorul roșu la brațul lui. Emerlin DiCaprio s-a născut în Germania și s-a mutat cu familia în SUA în anii 50. Are 74 de ani și mare grijă să arate bine. Jennifer Lopez n-a fost dintotdeauna în cele mai bune relații cu mama sa, însă lucrurile par să se fi schimbat între timp. Nu știm de la cine a moștenit talentul, dar în ceea ce privește frumusețea, lucrurile sunt clare. Jennifer Lopez arată extrem de bine la 48 de ani, dar și mama ei arată surprinzător de bine, deși a trecut de 65 de ani. Guadalupe Rodriguez, mama cântăreței, este cunoscută pentru pasiunea sa pentru jocurile de noroc și pentru faptul că a câștigat 2,4 milioane de dolari la aparatele de joc. Isabel Preysler este cea care s-a iubit cu Julio Iglesias, din rodul iubirii lor, născându-se 3 copii, printre care și Enrique Iglesias. Isabel s-a născut în anul 1951 într-o familie de oameni înstăriți. Mama cântărețului are o carieră remarcabilă în jurnalism în Spania și a cochetat de-a lungul timpului și cu modelingul. Deși a dat naștere la 5 copii, mama lui Enrique arată la 66 de ani ca la 26. Isabel are un corp superb și este de o frumusețe rară. Dacă vă întrebați de unde a dobândit Rihanna atitudinea provocatoare, dar și o încredere de sine ieșită din comun, păi iată că artista a dezvăluit că toate aceste calități le-a moștenit de la mama sa, Monica, cea care a ajutat-o să devină femeie puternică și independentă, admirată de femeile din întreaga lume. Rihanna are o relație extrem de apropiată cu mama sa, ținând cont la tot pasul de sfaturile pe care aceasta îi le oferă. În concluzie, așa mame, așa copii! Iar acum atenție, doamnelor și domnilor, muzică din filme și este ca o festivitate de premiere aici la dimineața la RTR. În fața dumneavoastră, sunt la început de cale, dar foarte curajoși și ambițioși, cu dita mai că nu-mi încape deja în palmă atâtea distincții și onoruri. Este vorba despre Grabovskaya Arina și Dan Bălan, nu acel care la care v-ați gândit. Locul întâi la Dance Masters Cup 2017, la Champions Cup Tiraspol 2017, tot locul întâi. Despre voi este? Tot, despre ei este vorba. International Sea and Say and Sand Day Festival, de toate și pentru toți, cum o fi, ce era de câștigat în țara asta și peste hotare. Și acum atenție, atenție, o cameră pe mine, atenție. Așa. Bam, 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 bam. Aici. Este premiul tău? Este premiul, nu este al meu. Evident că este al acestor doi micuți. Aha. Care... International Sea Sand. Ah. Exact, este un festival de la care s-au întors recent, un festival din Turcia. Așa, unde au câștigat locul întâi. Și au venit și cu haine de acolo. Da. Bună cred... dimineața, Dan Bălan și Arina. Până dimineața și bine ați venit la noi. Așa. Microfonul. Așa. Stai că eu atât de emoționat fiind, am și uitat că ei trebuie să vorbească la microfon. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine ai venit. Mulțumesc. Sunteți astăzi în ce rol? Sunteți prințesă, sultan, Aladin, Jasmin, ce? Eu sultan. Aha. Așa. Eu Arina sunt dansez un dans. Aha. Și dacă o să-ți placă, bine, dacă nu... Ați dansat mai departe. A, așa. Dacă o să-i placă sultanul. Exact. De cât timp dansați împreună? De 4 luni. De 4 luni doar. Cum ați reușit în termen atât de scurt să ajungeți și în Turcia și în... da, să-i cuceriți? Uite câte, da. Când ne-am stăruit. V-ați străduit foarte mult. Am înțeles. Dă-mi, te rog, microfonul. Ia să-mi spui tu, sultanul e tare, vrei dansuri așa mai deosebite în fiecare zi? Da? Da. Și tu, de fiecare dată, sultanului faci plăcerile astea? Ce întrebări mai pun eu? Să danseze? Da. Aha, am înțeles. Câți anișori tu ai?
6. Și din câte am înțeles, tu ai mai mulți ani de experiență decât Dan la dans. Da. Dar el a prins repede, e un partener de nădejde? Ce îți place cel mai mult la, la el, la vizir, la sultan, ce-o mai fie? Că e sultan sau că ne-ai îmbrăcat în sultan sau că ne-ai îmbrăcat așa? Arina, tu de câți ani dansezi de fapt? De cât timp faci dansuri? De la 3 anișori. De la 3 anișori. Stai, tu ce făceai la 3 anișori? Am înțeles. Nu știu, bănuiesc că la grădiniță. De ce vă place dansul vouă? Fiindcă e frumos. Și sultanului de ce îi place că îi dansează? Da, de ce ai ales? Că sunt foarte interesante și distractive. La aceste competiții, când ați văzut că este scris locul întâi pentru voi, pentru Dan Balan, pentru Grabovskaya Arina, cum v-ați simțit voi? Bine. Bine? Onoare? Mi-a plăcut să dansăm în fiecare zi. De fapt, voi ca să ajungeți la acele concursuri, să înțeleg că faceți repetiție zi de zi. Da, normal. Apropo, Dan, știu că tu anul acesta mergi și la școală. Ți-ai pregătit deja ghiozdanul, ai avut timp printre cantonamente să găsești și câte un caietel. El o să intre în clasă în costumul acesta și toți așa, ăsta e sultanul, primul 10 din partea casei, restul mai vedem. Așa, da. Ești pregătit pentru școală? Arina, da. Arina, tu încă la grădiniță ești, da? Acum ești, sunteți în vacanță, de fapt, să înțeleg. De că țin eu. Noi suntem în vacanță, dar... Așa. Noi suntem în vacanță, dar repetăm dansurile. Nu avem deloc vacanță. Iată așa, n-ați reușit la mare, n-ați fost. Am fost la Turcia. În Turcia, da? În Turcia ați fost. Arina, tu unde ai fost la mare? Bănuiesc în Turcia deja, dar ați mai fost la odihnă? Da. Unde? Eu prima dată în Turcia am fost. La mare. Auzi, o să te mai duci, bănuiesc sultan, eu. Sultan, dă o mână caldă încoace, că eu tot prima dată în viață am văzut marea asta, da? Să înțeleg că ei au avut un succes foarte mare, din câte știm noi, la acest concurs, răsunător, pentru că erați recunoscuți. Să înțeleg că pe unde intrați acolo primeați cadouri. Ce cadouri ați primit? Locuitorii orașului. Apoi vroia să dansăm un pic, ne rugau un pic să dansăm și ne dădeau cadouri. Ce cadouri ați primit? Acolo a fost mie dat un cadou, un portmoneu. Pe urmă ne-a... Gol portmoneu sau... Cu bani. Sau cu bani. Gol. Gol. Tu o să pui bani în el. O să aduni. Așa, Arina, ție ce ți-au dăruit? Înghețate. Și... suc. Portmoneu nu ți-a dat, da? Portmoneu e la sultan tot timpul. Da, eu am așa o întrebare. Da, vine un pic. Când veți crește măricii, tot dansul va fi ce vă veți ocupa? Oriental. Oriental dansul, am înțeles. Dar nu vreți să vă faceți voi, nu știu, vreun cosmonaut, vreun medic, vreun... Nu? Nu mai dansator. Dansator. Dansator e mai bine. Mai pe scurt, se știe, dacă o spus sultanul, lege să fie. Astăzi ne și dansați, omărite, preaslăvite sultan. Așa, noi o să te rugăm să-ți ocupi tronul acolo, așa. Noi ne dăm la o parte, vă facem loc. Da, iar... mergi și te... Sultanul merge în tron. Facă, sultanul. Noi ne dăm frumușel la o parte, adem galina, iar între timp, pentru vizir și pentru asistenta sa, nu știu cum este în harem acolo se spune, muzică!
Se deja ver, la, 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 la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Poate oase roade, cine nu, publicitate. Генеральный спонсор показа Nescafe. Acum, ghicitoarea mea, vă aduceți aminte atunci ca la grădiniță, când mai citeam noi astfel de ghicitori, dar eu am să fiu cât se poate de exact și corect, frumoasă, senzuală, toată numai în flori și gata să ne surprindă în orice apariție. Dar astăzi este și 23 august, zi în care este omagiată. Ați ghicit? Dacă nu, stați liniștiți. Mariana Șura este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani! Mulțumesc mult! Bună dimineața! Cred că suntem și bine primii. V-am găsit. Da, sunteți primii care ați reușit să-mi spuneți la mulți ani. Este, mă! Puteți să vă puneți acolo așa un semn că ați fost primii, da, în acest... la acest capitol. Uh-huh. Da, vă mulțumesc că de ziua mea de naștere m-ați trezit. Uh-huh. Să cum fiu arăta ziua ta de astăzi? Ziua mea de astăzi, cum să zic, mai în seară va arăta așa cum e o petrecere, un eveniment, pentru că în acest an părinții au fost categorici ca eu să fug și să evadez. Mi-au spus că 35 de ani nu se sărbătorește fugând la mare, precum eu fac de multe ori, vreau să evadez de ziua mea de naștere, pentru că eu, sincer să fiu, sunt prea plictisită de toate locațiile, deci eu am zis așa, eu nu iubesc la ziua mea să văd pereți. Nici așa. Să fie alb, nici roșii, nici verzi, nici albaștri. Deci eu vreau de ziua mea de naștere să petrec la un loc pitoresc, în cel mai rău caz, sau evident că mi-aș dori la mare. Atunci eu zis că, uite,
De ce nu-ți sărbătorești? Noi am mai făcut anii precedenți, câțiva ani în urmă, am făcut într-un restaurant, o locație mai pitorească din, în afara orașului, unde este și un lac și lebede și foișoare, mai știu toate lucrurile astea care pe mine mă bucură, mai simplu, că este mai simplu, pentru mine genul rustic este cel mai preferat. Uh-huh. Și deja am rezervat două foișoare, unul pentru copii, să fie chiar în preajma noastră, unul pentru maturi. Evident, mi-am chemat cei mai apropiați oaspeți, pentru că dacă ar fi să-i chem și pe toți cu metri, dacă cineva din cumetrii mei, din prietenii mei, văd, vă rog să nu vă supărați, pentru că sunteți foarte mulți și atunci are și că trebuie să fac o nuntă sau o cumetrie, nu știu ce să fac, o sărbătoare prea mare, pentru că am foarte mulți prieteni, mulți cumetri și mulți au revenit chiar acum în luna august. Da, cu spațiu virtual atunci ce faci? Când răspunzi ei, la felicitări? Mulțumim frumos, mulțumesc din suflet. De obicei, iarăși, odată vreau să-mi cer scuze și pentru acest lucru, că de ziua mea de naștere practic nu răspund nimănui, doar a doua zi toate florile care le primesc, fac o poză și scriu mulțumesc mult tuturor celor care m-au felicitat, pentru că oricum realizez că toți prietenii mei vor vedea aceste flori, aceste mulțumiri, pentru că zic eu, dacă într-o zi de ziua mea de naștere primesc, să zicem, măcar acolo 500 de felicitări sau 700, spre exemplu, nu știu, nici nu le-am, poate au fost la 1000, da, spre exemplu, atunci poate și mai multe, da. Trebuie să stau într-una și să nu acord atenție celor apropiați, să nu simt ziua mea de naștere la propriu, dar să răspund într-una. Mulțumesc. Mă apucam eu să scriu dimineața un mesaj, nu mai așteptam răspuns, măcar un amărât mulțumesc. A doua zi. O leoaică spre fecioară. Da, așa sunt. De fapt, mereu am crezut că sunt mai mult leu, dar de fapt, mergând recent la un astrolog, așa, mi-a calculat, ea știind când m-am născut, exact când m-am născut, noaptea târziu, poți să zici fără 10 minute, deci era ora 11 și 10, deci peste 50 minute deja era 24 și atunci ea, după cum mi-a calculat toată știința aceasta care se numește astrologia. S-a demonstrat că eu de fapt sunt fecioară în taur. Deci în genere când mi-a zis fecioară în taur, am zis că eu trebuie să ascult de fapt astea două zodii, deci să mă concentrez pe leu. I-a zis că da, de la leu poți să spun ce ai, iubești hainele extravagante, mereu să fie ceva. Eu zic, păi asta este, da, o problemă la mine, că vreau să mă îmbrac mai liniștit, mai, hai zicem, nuanțe pastelate, dar până la sfârșit vedeți că nu se primește. Nu se primește pentru că asta mă reprezintă, să lucească, să strălucească, să fiu colorată. Asta e o problemă majoră în viața mea, dar asta sunt eu și nu pot să mă despar de ea. Asta mă reprezintă pe mine. La urmă, asta este trăsătura mea de leu și asta este realitatea. Uite, cam așa am să sărbătoresc, deci... Din piesele care le mai ascultăm sau avem ocazia să le ascultăm, în versuri dăm așa un fel de mesaj de constatare că ești fericită și împlinită, că viața este frumoasă. De fapt, toate întrebările să le puneți domnului textier, că mereu când dacă cânti ceva, nu știu, mai despre o dragoste rănită, de ce îți cânta asta? Dacă cânti asta, ești fericită. Nu, eu nu pot să neg acest fapt că nu sunt fericită, dar de fapt nu este melodia care îmi aparține mie și atunci întrebările trebuie spuse domnul textier, cui? Domnul Alexandru Lozanciuc. Ultima piesa mea era Aștept vara și toți, așa îmi place ultima dumneavoastră piesă, probabil că n-ați avut când să vă odihniți la mare. Zic, da, nu a fost așa, dar de fapt piesa nu mi-a aparține mie, e Eugenia Cărăbut, așa că să știți mereu, dacă nu e piesă de autor, atunci toate întrebările... Alexandru Lozanciuc! toate întrebările le puneți celui care scrie melodie, pentru că el are muza și el își alege tematica care îi place mai mult. Așa, și fetița Evelina, ce surprize de fapt îți face ea cel mai des? Pentru că deja e mărișoară, la școală Evelina, bănesc că nu, dar la grădiniță, da, noi pe 28 împlinim 3 ani jumate. Evelina recită, cântă, e o foarte bună, să zicem, actriță, da? Să spunem așa, că ea atunci când s-a născut, de ce? Eu am zis că o să te primească la Hollywood fără examen. Doamne ferește! Asta trebuie să ai așa talent. Acum plânge și așa plânge că eu deja mă simt vinovată. De ce am certat-o? De ce i-am spus așa? Și numai dacă nu mai des tu o să arăt o ciocolată sau ceva, gata! Asta e un actor care...
Eu ca interpretă, da, să zicem, prin experiența mea scenică, n-am reușit să acumulez atâta de supată lemn sau nu este lemn aici, să fie în lemn, să nu de ochi, așa să fie și mai departe. Da, evident că iarăși actoria îi aparține când într undeva e cei mai rușinoasă, ea își ascunde uneori poate și fața și fix peste 10 minute ea deja e acolo, e gata, e director pe toți oamenii, recită, cântă, deci gata, ea deja... Sufletul petrecerii. Da, sufletul petrecerii. Da, dar mă rog, ca orice copil mai face năzbâtii, nu ascultă, uneori mă face să mă supăr, chiar au fost cazuri când m-a dus până la lacrimi, când nu mă ascultă și eu încep să plângă uneori că de ce copilul meu nu mă ascultă. Dar tata ce face? Tata nu este tata, și el echilibrul tata este acela, la noi, justiția? Nu, păi tocmai asta este, că în ochii ei tata este justiția, iar mama este cea care, cum eu mereu, eu te iubesc, așa de mult te iubesc. Și mama se uită într-o parte și tatăl Evelin își zice, dar în afară de iubire ce mai spui? Eu nu zic, eu învăț să recite, să cânte. Eu am zis că dați mie, dați Ferrarului ce e Ferrarului. Eu învăț să cânte, să recite, să se închine frumos către spectatori. Deci latura... O pregătești de așa. Scenică. Da, scenică. Da. Nu, mai socotim, învățăm, întreb în engleză culorile, să numere, numărăm până la 30, adică pentru vârsta respectivă. Deci eu nu pot să zic că eu doar zic că o iubesc, dar nu sunt eu în ochii ei acea justiție care atunci când am zis că nu, păi Evelina să stea drept și să mă asculte, da. Deci un piculeț, prea multă dragoste probabil că i-am dat și asta un pic cred că a afectat imaginea mea în ochii ei ca justiție. Autoritate. Da, ca autoritate, da. Eu nu sunt autoritate. De obicei la petreceri tare pe care le organizezi și în această seară, vei cânta? Cânti prietenilor tăi? Nu iubesc așa ceva, nu, nici să nu-mi cânte. Eu iubesc de ziua mea de naștere, când de obicei pot să zic, nici nu vreau să aud muzică. Poate să fie muzică retro, muzică pentru că ziua mea, eu de ce zic, pentru că de ziua mea de naștere mereu suntem până la postul Sfintei Mării și după post sunt foarte multe evenimente. Și mai ales că în ultimii ani toți moldovenii vin în august acasă și noi suntem atât de supraîncărcați și gălăgim mult în luna august, căci chiar îți dorești de ziua ta. Eu nu zic că nu iubesc muzica, nici într-un caz o iubesc, dar să ascult ceva ce nu am ascultat cel puțin în perioada respectivă, da, în preajma zilei mele de naștere. Să ascult ceva, un fondan liniștit, să discutăm sau să mergem, să fie o discotecă retro, da, ceva mai deosebit, mai nou. Da, deci asta mi-ar plăcea mai mult, dar nu zic că au fost și zile de naștere când s-a cântat, de ce nu? Adică s-a cântat. Chiar au fost și zile de naștere când și eu am cântat, dar să zic eu că am avut o mare inițiativă să cânt, ca de obicei, când merge undeva, hai, cântați, vă rog frumos un cântec, ceva de genul. Eu știu că pentru multă lume asta poate să pară straniu, dar eu nu iubesc la ziua mea de naștere să mă manifest ca interpretă. Eu iubesc să mi-o petrec și chiar cu adevărat să simt gustul petrecerii și pot să mă laud și cu acest lucru, că chiar de multe ori mulți jurnaliști insistau să vină acolo unde fac petrecerea și chiar am fost categorică, pentru că iarăși nu consider că e normal să mă promovez prin astfel de sărbători, că uite câte ce bucate am pus pe masă sau ce am făcut. Deci ziua mea e ziua mea. Noi vrem să mulțumim de suflet că ai acceptat să faci o excepție și în ziua de astăzi să te afișezi tu la noi, nu noi să venim la marele eveniment. Și dacă de seară nu vei cânta, acum noi deja îți pregătim platouri. Și eu ce piesă o să ne cânti? Am să cânt piesa Am o viață frumoasă, dacă tot e ziua mea de naștere, zic să cânt această piesă pentru că chiar mă reprezint. Viața mea este frumoasă, am un copil sănătos, îi mulțumesc Domnului, am o familie sănătoasă, asta pentru mine este cel mai important. Asta e, să fim sănătoși și să fie după 35, așa cum a fost până la... Și mai bine, mult mai bine. Mie îmi place că nu își ascunde vârsta, este o femeie fără așa, liberă și... Liberă. Pentru că de obicei știi să spune că nu m-a întrebat câți ani, că nu... Adică mai ascund femeie. Eu niciodată nu mi-am ascuns vârsta, pentru că, de fapt, toată lumea care mă vede nemachiată, când chiar și mă întâlnesc așa pe stradă, toți mereu mi-au spus că arăt mult mai tânără decât vârsta pe care o am și că ceea ce se vede la televizor și realitate sunt două lucruri diferite. De asta și mă bucură. Era acel moment în care eu ca bărbat trebuia să vin cu o afirmație deșteaptă, cu femeia devine e ca vinul. Eu sunt foarte realistă și chiar de multe ori, adică am primit și la clienți cu complimente de genul când făceam program sau ceva. Da, sunteți mult mai tineri, că da, sunteți mai slabă, da, sunteți nu știu cum. De-aia și asta pe mine mă încurajează, da? Și la urma urmei fiecare vârstă e frumoasă în felul său.
Noi îți dorim să ai o zi așa cum ți-o dorești, frumoasă, plină de emoții frumoase și mulți, mulți anișori înainte. Tot exact sănătoși și alături de familia ta. Așa da, Doamne, așa să fie. Mulțumesc mult! Mariana Șura, nu îndrăzniți să-i scrieți pe Facebook pentru că nu veți primi răspuns imediat, cel puțin, iar dacă vă enumerați prin lista norocoșilor invitați la petrecere, vă felicităm din partea noastră. Iar dacă sunteți telespectatorii dimineața la RTR, admirați-o! Mariana Șura! Ce frumoasă viața când ești fericită, îndrăgostită și mereu iubită. Eu în viața mea acum tot ce-mi doresc, decât, Doamne, ție să-ți mulțumesc. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Viața mea plină e de dor, de misterios și tainicul amor. Pentru dorul meu ce-l împărătesc, Doamne, astăzi vreau să-ți mulțumesc. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Viața când ești fericită, îndrăgostită și mereu iubită. Eu în viața mea acum tot ce-mi doresc, decât părinților să mulțumesc. Deci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Bună dimineața! Bună dimineața, vă salutăm dimineața la RTR, Liviu și Galina alături de dumneavoastră, ca să vă facem ziua mai frumoasă, sperăm noi. Zi de miercuri, 23 august, uite că zboară vara. Zilele de vară zboară cât mai repede. Nu tot. Mi-am luat, că nu sunt pregătită pentru să merg la școală, dar uite, mă gândeam chiar recent, încă 7 zile de vară. Și? Trebuie trăite la maxim. Trăite, evident, avem și o sumedenie de sărbători în care și noi responsabilitatea civică trebuie să ne onorăm, așa că toate acestea o vom face și la televizor.
Exact, de aceea telespectatorii trebuie să fie și în continuare, în fiecare dimineață alături de noi, fie că suntem gazda eu cu Liviu sau Alex cu Camelia, vă întâlnim în fiecare dimineață aici. Iar între timp, haideți să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Vă spunem ca să știți ce vom avea azi în emisiune. Unii ar spune că sunt prea mici pentru a apărea în lumina reflectoarelor, dar pe noi ne-au cucerit. Independența poate fi sărbătorită nu doar cu fast, ci și din mers, cum anume, vă spunem noi. Veșnic tânără și frumoasă, așa precum cântă, iar astăzi și omagiată. Nu pierde, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. Și pentru că se spune că vara trebuie un pic să lăsăm mintea un pic mai odihnită, nu doar organismul, dar totuși efectul lărgirii spectrului de cultură generală îl promovăm și în cadrul emisiunii noastre la rubrica Calendarul zilei. De aceea cei de acasă trebuie să știe, de fapt, fiecare zi se întâmplă ceva în viața oricărui dintre noi. Da, are loc o semnificație, un eveniment. Va fi el, de fapt, ce se va întâmpla astăzi, spre exemplu, va fi sau nu peste ani în calendar? Rămâne de văzut. Însă care evenimente deja sunt acolo și trebuie să le cunoaștem prin ce s-a remarcat de-a lungul anilor 23 august, vedem imediat. Se făcea la 23 august cu mai mulți ani în urmă. În 1595, Mihai Viteazu obține o victorie contra oștilor otomane care își doreau să transforme țara românească în pașalâc. Pactul Molotov-Ribbentrop a fost semnat în această dată în 1939, în urma căruia au fost împărțite sferele de influență asupra Europei și, după cum știm, nescutită a fost și Basarabia. Astăzi își vor sărbători zilele de naștere cântăreții români Andra și Fuego. Istoria nu se repetă, istoria continuă. O vreme eram foarte, cum să-ți spun, complexat în privința staturii și tatăl meu, profesor de sport, care se vroia să mai cresc așa puțin, când era meciul de basket, mă punea să sar de la centru. Că poate cine știe, am să mă întind, am să am elan și am să ajung și eu la înălțime de 1,90 m, cel puțin. Dar uite că a reușit. Basket am jucat și eu, dar tot la nivel de clasele gimnaziale, până mi-am rupt câteva unghii și am spus că nu atât este jocul atunci, meu. Atât mânuțele mânicuțe și atât cuțe. Nu, pur și simplu nu era sportul care, cu toate că îmi plăcea, dar mă rog, cu coșul nu cea prea nimeream. Cea mai frecvent traumă, să spun așa, în timpul pentru basketul sau pentru cei din școală este atunci când primesc mingea în modul necorespunzător și mingea vine în deget. Ai pățit-o așa de multe ori, știi, când vine și... Exact, pentru cei care nu știu regulile jocului, cam nu dau în bară. În fine, dar dacă vorbim despre Federația sau Asociația Națională de Basket din Statele Unite, acolo tu știi foarte bine, orice meci de basket cu slam dunk-uri, cu aleupuri, este un adevărat spectacol. Iar astăzi este omagiat o legendă a lumii basketului din America și anume Kobe Bryant. Hai să afli acuși și tu cine este. În toate sporturile se găsesc cei care provoacă momente sclipitoare. Din acele momente se nasc vedete. Unele se mențin pe podium, altele cedează. Dar următorul om a fost cel care a obținut notorietatea nu doar prin joc, tehnică nemaipomenită sau dominare fizică. El a vrut să devină unic, să fie Black Mamba, Kobe Bryant. Urât de toți adversarii, dar respectat în egală măsură de ei. E fost jucător de basket pentru Los Angeles Lakers. Deși se spune că odată ce dăruiești 20 de ani din viață pentru un singur tricou, nu te poți numi fost jucător. S-a născut în Philadelphia, în familia celui care i-a pus mingea de basket în mână, Joey Bryant. Adolescența și-a petrecut-o în Italia, unde, deși departe de casă, urmărea performanțele celor de la Lakers, dorind ca într-o bună zi să se întoarcă. Așa s-a întâmplat, ca în 1996 el devine cel mai tânăr membru al echipei preferate și de atunci nu a renunțat la purpuri galbeni.
Bryant poate fi fără îndoială comparat cu Michael Jordan, fiindcă este un atlet greu de oprit în ofensivă și un foarte bun apărător. Este cel mai bun marcator din istoria echipei sale, iar în prezent este al cincilea din istoria NBA. E știut un lucru, în sportul de echipă precum este basketul, egoiștii sunt taxați dur. Tupeul lui Kobe a fost și cel care i-a făcut pe Lakers de 5 ori campioni. Era urât, blamat de coechiperi și suporteri că nu pasează, dar în partida de adio, la 13 aprilie 2016, toți îi ofereau de bunăvoie mingea, pentru ca Mamba să marcheze spectaculos 60 de puncte. Acest meci a fost urmărit într-o sală fără niciun loc liber, iar printre fericiții suporteri erau prezenți Jack Nicholson, Jay-Z, Kanye West și chiar David Beckham. Și atunci, ce puteți reține de la un astfel de jucător? Să fii egoist? Să nu îți prețuiești colegii? Nu. Pur și simplu, există în lume sportivi pentru care parametrii tradiționali nu funcționează, pentru că ei au propria cale de succes. La mulți ani, Kobe Bryant! V-ați servit cafeaua? Ritualul de dimineață totul este îndeplinit, sperăm noi, așa tradițional, ca să ne meargă bine. Apropo, să nu uităm și de sfatul astrelor, prezentat de colega mea Galina. Să vedem ce ne zice astăzi. Bună dimineața încă o dată! Nața încă o dată. Este o zi în care riscul de accidente este mai mare decât în alte zile. Prin urmare, se recomandă atenție, prudență și calm. Ce au pregătit astrele pentru fiecare nativ, vă spun chiar acum. Berbec, sunteți tentați să vă implicați într-un proiect nou care ar putea să vă aducă avantaje materiale substanțiale, dar cu riscul de a avea mai puțin timp liber. Aveți grijă să nu vă neglijați viața de familie și relațiile cu prietenii. Taur, nu este momentul să luați decizii importante sau să vă implicați în activitatea care necesită putere de conducere. Vă sfătuim să vă limitați la activități de rutină și să încercați să vă relaxați cât mai mult. Gemeni, vă sfătuim să amânați discuțiile importante la locul de muncă sau în afaceri. Este posibil să faceți planuri pentru o călătorie lungă în interes personal. Sunt șanse să petreceți o seară romantică împreună cu persoana iubită. Rac, se pare că sunteți plini de energie și împrejurările vă sunt favorabile. Aveți mari șanse de reușită în tot ce v-ați propus pentru azi. Ar fi bine să petreceți mai mult timp împreună cu persoana iubită. Leu, este posibil să fiți preocupat de situația financiară din cauza că sunteți nevoiți să faceți câteva cheltuieli neprevăzute. În a doua parte a zilei, cu ajutorul unui prieten, sunt șanse să găsiți o posibilă sursă de venituri suplimentare. Fecioară, este posibil să aveți o discuție aprinsă cu un coleg de muncă sau cu un partener de afaceri, pornind de la o neînțelegere. Vă recomandăm să vă păstrați calmul și să vă ascultați intuiția. Ar fi bine să petreceți mai mult timp împreună cu cei dragi. Balanță. O problemă sentimentală mai veche ar putea să revină în actualitate și să conducă la tensionarea relației cu persoana iubită. Contextul astral al zilei nu este favorabil discuțiilor constructive, așa că vă recomandăm să amânați orice discuție serioasă. Scorpion, este posibil să nu fiți în cea mai bună formă fizică și să simțiți că vă lipsește energia. Sfaturile unei persoane cu experiență vă ajută să aplanați un conflict cu un coleg de muncă sau cu un partener de afaceri. În cursul serii s-ar putea să primiți o veste bună. Săgetător, în prima parte a zilei este posibil să fiți nervos din cauza reproșurilor nenumărate din partea unei persoane mai în vârstă. Nu vă lăsați provocat. Este indicat să vă menajați sănătatea și să vă odihniți mai mult. Capricorn, în prima parte a zilei este posibil să nu vă simțiți în cea mai bună formă, intelectuală desigur, și să aveți dificultăți de concentrare. Ar fi bine să vă limitați la activități simple, de rutină, nu promiteți nimic dacă nu sunteți siguri că veți putea să vă țineți de cuvânt. Vărsător, este posibil să faceți o călătorie scurtă în interes profesional sau de afaceri. Deși întâmpinați dificultăți neprevăzute, aveți șanse să obțineți mari satisfacții. Dacă trebuie să conduceți mașina, azi vă sfătuim să respectați cu strictețe regulile de circulație. Pești,
Se pare că vă simțiți în formă și aveți dispoziția necesară pentru a vă ocupa de o problemă partenerială mai veche. În a doua parte a zilei este posibil să fiți dezamăgit de un gest al unei persoane apropiate în care ați avut mare încredere. Vă sfătuim să nu puneți la suflet. Astrele prezic însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Declarăm război deschis rutinei. O înfruntăm cu publicitate. Înainte! Generalni sponsor pokaza Nescafe. După ce cunoașteți, de fapt, evenimentele importante care s-au întâmplat în această zi de 23 august, să știi, dragul meu coleg, că la compartimentul Funny Day am găsit eu ceva totuși. Ia, nu putea să tragă și această deja zi. Deja eram uimit, mă gândeam că s-a întâmplat ceva. Și este ziua când trebuie să mergi ca vântul. Uite așa o frază. Și cine la noi este cel mai ager și mereu este ca vântul, ca gândul? Galina când este la volan. Și în afară de mine, uite să știi că Alexandru, la acest capitol, chiar la noi este cel mai ager în materie de subiecte, de abordare a oamenilor interesanți. Și în această dimineață este pe undeva. Nu știu unde. Ne-a spus unde. Ne-a spus că este o surpriză, de aceea noi îi salutăm. Este undeva, printr-un colțișor al orașului. Alex, bună dimineața, prietene. Unde ești astăzi? Hai să vedem. Da, bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, națiune, cu siguranță nu v-ați așteptat ca să vedeți ce fac eu astăzi. Și vreau să vă spun că, paradoxal, după o vacanță, de obicei toată lumea e cu energie și dornică de muncă, însă noi avem un sezon lung, până încolo, până iarnă și, cât sunt mulți ani înainte. Tocmai de-aia m-am gândit eu totuși să vin la un masaj de relaxare, un masaj care o să mă facă să fiu cu noi forțe și cu o mai bună dispoziție, mai ales că e dimineață, pentru asta îl avem pe vechiul nostru prieten Vladimir Colun. Bună dimineața, prietene de aici, de jos. Bună dimineața. Bună dimineața. Vreau să mi spui ce fel de masaj astăzi, ce ai optat pentru mine. Deci astăzi m-am gândit mai bine să faci un masaj ayurvedic, fiindcă el este un masaj foarte profund și totodată și relaxant. El este eficient și foarte benefic în tonusul muscular crescut și ajută foarte bine să ne relaxăm până la urmă. Nu sunt pentru la prima experiență la tine. În comparație cu vreo 2-3 luni în urmă, ce s-a schimbat? Pentru că am mai slăbit ceva kilograme, s-a mai îmbunătățit în general starea mea de sănătate. Cu lucrul ăsta îți dai seama, e complicat. Da, datorită că ai slăbit puțin, mușchii s-au mai relaxat, dar totuși încă necesită de câteva proceduri suplimentare. Aha. Da, de făcut. Deci, adică dacă ai să frecventezi mai des, atunci a să te relaxezi foarte bine și... Munca la televiziune e complicată și mai ales că mai alerg din când în când, mai fac câte o leacă de fotbal și știți cum, mușchii nu au, e corect că atunci când facem efort fizic, de fapt mușchii se încordează, nu se relaxează și de-aia e și bine să vii la masaj. Da, sigur că când facem efort fizic, mușchii se încordează, dar mușchii sunt încordați și de ce noi trebuie să facem antialgic, să-i relaxăm. Dar de ce masajul este unul dintre cele mai bune metode de a relaxa țesutul muscular. Perfect. Poate fi făcut dimineața, seara, când se poate? Se poate de făcut oricând, nu contează. Important e să-l faci. Adică asta e. Cam cât durează așa un curs așa de masaj ca să fie și efectul? Un curs de masaj durează în jur de 10 zile. Adică se face până la 10 masaje și se face în fiecare zi sau peste o zi. Nu, îmi place aici la tine pentru că e și o muzică plăcută pe fundal, e ambianță bună și mai ales că vorba aia, când îți face un masaj un bărbat, totuși e altfel, dar să nu fie cu interpretări. E așa, știi? Am spus-o și eu. Spune-mi, te rog frumos, Doamne, cât este de bine în general ca să venim des la masaj și cu ce ar fi bine să combinăm masajul?
mai ales persoanelor care stau pe... Cel mai bine ar fi să vii câte 10-12 masaje odată la 2-3 luni, dacă merge pentru tratament. Mm-hmm. Dar pentru profilactică îți poate de făcut câte un curs odată la jumătate de an sau odată în an, depinde dacă mai faci sport sau mai faci alte proceduri suplimentare. Ce și pot să vă spun eu, că procedura asta durează și durează vreo 40 de minute, însă știm foarte bine, timpul la televiziune este foarte calculat și tocmai de aia vă spun, profitați de timpul liber când mai aveți și veniți la o oră de masaj, Vladimir Culun o să vă dea cele mai bune sfaturi ca să aveți un mod de viață sănătos, să gândiți bine și să vă pregătiți pentru un sezon de ăsta ca și al nostru, care o să fie lung și greu. Tocmai de aia vă spun eu, duceți un mod de viață sănătos și faceți ce face Vladimir. Mai sunteți nostalgici după vremurile frumoase, litoral, palmiere, asta dacă le-ați prins în această vară? Pentru că noi deja prindem cafeaua și oftăm din greu că se apropie. Câte zile mai avem, Galina? 7. Număr zilele, număr nopțile. Exact, așa. Școlăriță, dragă. Felicitări. Felicitări și ție. Ai mai pierdut încă o vară. Nu mai spune. Exact. Măcar o săptămână, am avut concediu, dragă. Ah, da, două săptămâni. Bravo. Suntem tot aici dimineața la RTR, sperăm că nu vă deranjăm, dar dacă da, o facem în modul cel mai plăcut posibil și imposibil. Asta în cazul în care vedeți un câine cum stă relaxat într-un leghean cu spume. Ca aici, de exemplu. Pentru că e cald afară, da, și cald. Chiar pe zăpușeală nici nu mai știi unde să te ascunzi, cum eu să te recorești. Eu nici nu știu adresez, că dacă vine cineva, un străin la poartă, zic, Grivei, nu vrei un pic să întrerupi acest proces și să duci să-ți faci datorie esențială de câine? Eu cred că acela nu face parte din preferințele tale. Asta e asistentul. Da, eu bănuiesc și eu. Așa. Un fel, dacă era post dau, post primul. Eu cred că aceștia nu stau legați la poartă. Se vede că juju cățelul Răb, foame, ploaie, ger, păzând ograda la boier, nu e despre ei. Nu e despre ei, exact. Oare la ce se gândește la boieri? Dacă ar avea o piesă, ce piesă ei s-ar asocia acum așa, un cântec? La mare, la soare? Nu e despre fetițe. Nu e despre fetițe, dar oricum, se răcorește lumea cum poate. Tot despre câini, continuăm să-i admirăm. Aceștia care și-au în serios munca și cel de spălător, dacă vreți. Dacă nu reușești să faci un duș. Sigur, sigur. Păi uite că bine. Este un prieten. Că cavitatea, anume la căței, este foarte curată. De uneori, poate chiar mai puține bacterii dăunătoare se găsesc acolo. Iar unii care mai au gluma așa pe curată spun că de aceea, fiindcă câinii nu înjură, de aceea e mai curat la ei în gură. Dar vezi cum și micuțul, cum... Hai, se spune, eu din câte știu, atunci când aștept să vină un copil în casă, mă rog, în perioada de sarcină, dacă nu stabilești de atunci o relație între patruped și mămica însărcinată, atunci poate și după relația să nu prea meargă. Dar cred că aici... Dar de unde tu știi toate aceste lucruri? Știu, m-am informat. Te-ai informat? Nu, într-adevăr este așa, adică sau se împacă după copilul cu cățelușul, cu pisicul, sau nu. Dar dacă vine și doarme cu boticul la mămica pe burtică, înseamnă că o să se lege o prietenie. Surprinzător de unde știi toate aceste chestii. Instinctul matern te face să cauți de pe acum, da? Fă-ți de vară să ne oară și relații cu patrupedul. Iar noi vorbim despre altfel de relații. Viața și tehnologia. În măsură ce aceasta avansează, noi tot trebuie să ținem o relație care se leagă tot mai strâns și mai strâns, mai strâns pe an ce trece. Să vedem ce invenții, ce au mai inventat nou, ce mai este în materie de tehnologie. Multora dintre noi, sunetul ploii ne induce o stare de relaxare când vrem să stăm la călduț cu o carte în mână. Ceea ce nu știați este că ne stăm puteri să controlăm vremea din casa noastră. La Baclaud, în formă de nor, a fost special creată pentru acest scop. Confecționată dintr-un material pufos și becurveioză, detectează senzori de mișcare, astfel încât creează fulgere și chiar tunete pentru un spectacol unic. Mai mult decât atât, dispune de un sistem de boxe de la care utilizatorul poate reda muzică prin orice dispozitiv compatibil Bluetooth.
Norul este capabil să se adapteze la culoarea și luminozitatea dorită. Are de asemenea moduri alternative și poate funcționa ca un sistem audio sau ca o lampă. Utilizatorii pot controla funcțiile norului de la o mică distanță fără niciun fel de fir, printr-o telecomandă. Acesta este un nou tip de magie, care însă nu se bazează pe iluzii și trucuri, ci doar pe senzori. Prețul unei lămpi de acest fel pornește de la $1000 și poate ajunge chiar și până la 3000. Poluarea mediului este veșnica problemă a umanității. Totuși, o companie din India a găsit o modalitate prin care să tragă foloase din asta. Cercetătorii transformă particulele provenite din țevile de eșapament ale mașinilor în cerneală de calitate superioară. Sunt filtrate cu atenție metalele grele și substanțele cancerigene din particulele de funigine de carbon. Astfel, poluanții care ar fi ajuns în plămânii a milioane de oameni sunt transformați în artă. După ce se încarcă timp de 45 de minute cu emisiile autoturismului, dispozitivul poate produce 28 de grame de cerneală. Deocamdată, procesul presupune un supraefort și poate fi realizat doar la scară mică, de aceea creatorii sunt în căutare de donații. Dacă vor strânge destui bani, aceștia au de gând să creeze vopsele pe bază de ulei, vopsele pentru țesături și pentru exterior. De hoți au frică toți. De această idee probabil s-a ghidat o echipă de designeri germani când au inventat, după cum spun ei, cea mai sigură geantă din lume. De la materialul extrem de rezistent folosit la echipamentele militare, la mânerul ce are în structură 49 de fire de oțel inoxidabil și până la sistemul de închidere, geanta aceasta vă va aștepta oriunde. Și legată de bicicletă, și de șezlong la plajă, și de scaunul din aeroport. Și ce dulce va fi somnul în așteptarea avionului. Ar mai fi un plus de luat în calcul. Dacă puneți telefonul în buzunarul interior al genții, nimeni nu vă mai poate deranja. Nu aveți semnal. Bineînțeles, odată scos de acolo, vă reconectați la lumea digitală. Asta se întâmplă datorită materialului foarte dens ce respinge undele radio. Același buzunar, spun designerii, ne protejează datele personale de orice posibil furt virtual. Fiți mai inteligenți decât orice tehnologie. Arătați oamenilor dragi cât de mult îi iubiți. Așa. Bună dimineața! Încetişor, Galina! Vă salutăm! Să nu credeți că mergem într-o călătorie din alea cu happy end-uri. Galina a suferit o pană la automobil și cu ce avem, cu ce venim la serviciu. Exact, în această dimineață pe două roți. Pe două roți. Nu mai mă ții? Încetişor, încetişor. Eu avem cred și misiune că... specială. Gata? Am încredere în colegul meu, dar... Din punctul A în punctul B, cum o fi ușor. Exact. Bună dimineața! Bună dimineața, vă salutăm! Avem alături de noi pe domnul Vasile Fodescu. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Și bine ați venit la noi. De fapt, ei motivați sunt aici alături de noi. Da, sigur, Galina, pentru ca și noi. Pentru că astăzi este ziua bicicliștilor. Da, mai degrabă tot timpul este ziua bicicliștilor, dacă care... domnul Vasile Fotescu este în platou. Este unul dintre cei mai înrăit. De altfel, vorbim despre evenimentul frumos care exact. Are loc în această săptămână, deja la 6 ediții. La 6 ediții, Independența pe biciclete, deci așa. Anul acesta mergem spre Soroca. Așa, traseul este Chișinău-Soroca, Soroca-Chișinău. Pe data de 27 vom fi la Soroca, vom sărbători cu cei din Soroca și cei care vin la această sărbătoare în oraș. Și respectiv pe 27 ne pornim spre Chișinău. De fapt, ce scop are această sărbătoare? Uite că are 6 ani la rând deja se organizează o acțiune. În primul rând, noi vrem într-un mod inedit, într-un mod ecologic, într-un mod deosebit să sărbăm această zi, această frumoasă zi, 27 august, când Republica Moldova a devenit stat independent, suveran și indivizibil. Așa. De altfel, dacă stăm și vorbim pe lângă, să spunem noi, festivitatea evenimentului, importanță, este cumva și o datorie civică pentru cei care merg pe jos și pe biciclete. În schimb, acolo când este scris deschidere, este în descrierea evenimentului Ruta Chișinău-Soroca-Chișinău. Exact. Avem nevoie de picioare dezvoltate este pentru asta. Este un traseu destul de mare. Noi, de obicei, așa și practicăm să facem un traseu mai mare, să nu fie ceva obișnuit. Și, de fapt, pe tot traseul vom trece prin foarte multe localități și foarte multe persoane le vom transmite omagiul nostru de această zi frumoasă de independență. Așa. Cu drapele, echipați, cu bună dispoziție, vom saluta pe toți și sloganul nostru întotdeauna a fost la mulți ani Republica Moldova.
Așa, alături de noi sunt și băieții, o să mă apropii și de ei. Vreau să vă întrebați, voi participați de fapt în fiecare an la această acțiune? Participăm în fiecare an cu mici excepții. Eu sunt din primul an cu Vasile Fătescu în călătorii și am reușit să vedem și nordul și sudul și vestul și estul Moldovei și chiar să mergem și în Ucraina pe biciclete, da? Da, în unele zile. Nu pot să nu vă întreb, de ce bicicleta? De ce? Pentru că acum parcă toți tind spre automobile, spre, nu știu, hai motociclete. Pentru că este, în primul rând, un mod de viață sănătos și este ecologic. Și mergem cu bicicleta și la serviciu, și la plimbare, și la diferite curse și trasee. Să înțeleg, nu că doar participați la acest eveniment și atât, dar chiar este un mod de viață în fiecare zi? Folosiți bicicleta? Da, desigur. Eu aș vrea să întreb dacă există și un soi de spirit competitiv între voi. Este o cursă în care se adună prietenii, dar e mai bucuros acela care vine la linia de sosire, de exemplu? Văd că răspunsul este aici. De obicei, Liviu, știi, nu este competiție, pentru că, de fapt, este scopul de a parcurge acest traseu. Sigur că da. Avem suficiente competiții unde putem să dovedim capacitățile noastre, dar vin persoane diferite, cu vârste diferite, cu profesii diferite și atunci noi niciodată nu îi lăsăm în urmă. Ne oprim, facem pauze, suntem cazați în localitatea unde venim, vrem să le mulțumim celor de la Soroca că deja avem confirmarea că suntem cazați și într-o tabără de odihnă. Ce drăguț. Și dimineața, cu bună dispoziție, le spunem un cuvânt de salut celor din Soroca ca să pornim la traseu cu aceeași bună dispoziție. Ce număr de oameni este așteptat că o să participe la eveniment? Nu este limită de oameni. De obicei, 25-26. De obicei, vrem să fie cel puțin atâți participanți cât sărbătorește Republica Moldova. Deci, limita de anul acesta este 32 de persoane. 32 de persoane, împreună, toți grămăjoară, fără absolut, probleme în traseu, ambuteiaje și așa mai departe. Noi suntem și securizați întotdeauna și întotdeauna au fost participanții, au fost și bucuroși să vadă că este și poliția rutieră cu noi și salvarea. Dar, vă zic, este o cursă foarte interesantă. Și sigur că trebuie să ai și o pregătire bună, pentru că traseul este bun și o bicicletă bună care să ajungă până la Soroca și să întoarcă înapoi. Aici vrem să ajung la bicicletă bună pentru că le văd dotate într-un mod mai deosebit și vreau să întreb ce este acesta. Este un GPS pe care, adică, ne va arăta tot parcursul traseului care vom parcurge. GPS-a îți arată și un moment de consumul de calorii, se arată bătăile la inimă, deci e ceva performant care îți permite să vezi ritmul cardiac. Este necesar să înțeleg un astfel este de okay, gadget. Este ok, dacă este foarte bine, pentru că nu te arată aceștia. Dar am curios să întreb dacă în timpul curselor se alătură cineva, cum vă vede la poartă și o luat repede bicicleta din ogradă și hai după voi? În toți anii aceștia și copiii care erau pe traseu se porneau după noi, mergeau un kilometru, doi, ca după asta să-și dea seama că mergem mult mai departe. Mulți ne întrebau, ne salutau, șoferii deschideau geamurile și ne salutau, ne claxonau, deci într-un fel cred că vreo 20.000 de oameni pe traseu ne-au văzut în toți acești ani. Frumos! Și trecem prin foarte multe sate, îi salutăm pe toți, le spunem la mulți ani Moldova și mergem spre Chișinău sau mai. Din toate punctele am mers deja, Soroca a rămas. Pentru voi redescoperim Moldova, cred că deja de 6 ani la rând, o tot de pe bicicletă. Exact. Nu pot să nu vă întreb cât de accesibile de fapt sunt drumurile. Hai să luăm chiar în Chișinău. Pentru că traseurile poate mai... Da, dar pentru bicicliști vorbesc. Noi am trecut deja acest traseu, îl cunoaștem, este un traseu destul de bun. Poate chiar cel mai bun care este în Moldova. Unii spuneau că e o bijuterie rutieră, să știi. Da, și este o plăcere, cred că și o să fie o plăcere să mergem pe acest traseu. În Chișinău se poate de circulat și întotdeauna am zis cei care m-au întrebat. Se poate, fiind foarte atent și sigur că respectând regulamentul circulației rutiere. Bine, băieți, un pic de măestria voastră de a face așa o tur. Mihai ar putea mai bine, că la el... Așa, ca să fie și cu un îndemn pentru cei care dacă avea acasă. Cred că urcam și eu dacă avea un... Așa? Un portbagaj. Uite, trebuie să știi unghiul să-l iei foarte, foarte îngust. Da, sigur. Eu cred că aș cădea.
Bine, eu vezi că cauciucurile sunt așa mai grosuțe, cred că este verificat. Este mai mult pentru munte, este bicicletă pentru munte, recent s-a întors de la Criva, deci respectiv... A, e diferite, verificat, diferite, testat, diferite, pentru că așa. Și cauciucuri diferite. Uh-huh. Eventual, poate veni și persoanele care deja știu... Gheorghe, nu vrei să încerci și tu așa un cerc sau e mai complicat în cazul tău? Mihai, mulțumim, ești un maestru de mai mult. Am înțeles, va trebui eu un cerc așa mai mărișor, spațiul nu ne permite. Un îndemn pentru cei de acasă. Dacă mai sunt locuri, unde vă pot găsi? Este pagina noastră de Facebook, este Clubul Cicliștilor Amatori, ne găsiți eventual și respectiv chiar și telefoanele noastre care sunt disponibile. Suntem deschiși să vină încă, mai sunt încă locuri pentru că... În portbagaj dau chiar persoane care, dar vă zic, gândiți-vă la faptul că și traseul este destul de mare și este și cald afară, așa cum ne programează. Există vreun ritual la început de curs? Spuneți ceva, un salut colectiv, este, așa ceva? Pornirea este din scoarul monumentului, deci din fața monumentului Ștefan cel Mare, pe data de 26, suntem la ora 7, începând cu ora 7 acolo. Vă invităm pe toți cei care vreți să veniți. Chiar nu până la Soroca, chiar și până la Orhei sau mai un pic mai aproape încolo, spre Telenești. La mulți ani, Moldova este sloganul de pornire a nostru, de start și respectiv vă invităm cu mare drag. Profit de ocazia și felicit pe toți cetățenii Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Nu o să mai am ocazia aici în platou, dar plecăm. Exact. Băieții, voi la start ce spuneți? În afară de tatăl nostru și Doamne ajută. Mai spunem roata măi. Roata măi! Și e la acolo. Am înțeles. Gheorghe, nu este cazul să spune și tu ceva ca la moldoveni, dar în orice caz, la ce te gândești tu când porcezi la drum? Primele tale gânduri care sunt? Câte aventuri o să pun la colecție? A, dar ele sunt pe parcurs! Exact! Dacă e un traseu mare... Iar asta deja în spatele cadrului. Cum o fi. Noi vă mulțumim frumos pentru prezență, pentru inițiativa voastră civică, onorabilă, care face să ne mândrim și să ne antrenăm totodată într-un mod sănătos de viață pe notele independenței țării noastre. La mulți ani, Moldova! Știu că în anticipare nu se spune, dar în cazul nostru se poate. Împreună? La mulți ani, Moldova! 2, 3 și... La mulți ani, Moldova! Rămâneți cu noi! Генеральный спонсор показа Nescafe. În scurta mea experiență de jurnalist, pentru că nu sunt atât de mulți ani în care s-o numești carieră deja, am avut ocazia să discut cu ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova. Așa. Și una dintre cele mai frecvente glume ale sale, știi care este? Păi voi vă lăudați cu populația voastră de 1.900.000 sau câți cetățeni numără țărișoara noastră, dar la noi un sat are 2.000.000. O provincie, știi? Și trăim totul în regulă. Păi să știi că acolo, într-adevăr, sunt foarte mulți chinezi la ei acasă. Și eu cunosc că la ei, de fapt, este... Foarte ieftin, foarte mici sunt salariile și chiar au, să hai să spun așa, surplus de brațe de muncă, necalificate, pentru că nu reușesc toți poate să frecventeze o instituție de învățământ, însă da, ei sunt destul de numeroși. Da, și sunt și anumite sate în care aceste forțe sau brațe își coagulează eforturile, împreună reușesc și devin, poate, atunci când aflăm și noi, unul dintre cele mai bogate sate din China. Pentru că nu cred că este vreun obiect, vreun lucru care să nu fie și în China reprodus, hai să-i spun Made așa. Made in China, cum o fi. Made in China. Am exact. Înțeles. Oraș sau sat? Infrastructura delicată a localității Huanxi din China lasă impresia că te afli într-o metropolă. Aproape fiecare din cei peste 2000 de locuitori de aici au vile, automobile de lux, acces gratuit la serviciile medicale, educație și combustibil de asemenea gratuite. Și asta pentru că toți sătenii sunt acționari ai unei companii cu sediul în satul natal. Însă, odată ce părăsesc localitatea, aceștia pierd tot ceea ce au.
Cartea de vizită a satului bogat este un turn de 72 de etaje, mai înalt decât turnul Eiffel, și găzduiește săli pentru expoziții, restaurant, grădini sau piscine pe acoperiș. Taxiurile sunt mai rar întâlnite, mulți dintre oamenii de afaceri de aici deplasându-se cu elicopterele dintr-un loc în altul. Acum, ghicitoarea mea, vă aduceți aminte atunci ca la grădiniță, când mai citeam noi astfel de ghicitori, dar eu am să fiu cât se poate de exact și corect, frumoasă, senzuală, toată numai în flori și gata să ne surprindă în orice apariție. Dar astăzi este și 23 august, zi în care este omagiată. Ați ghicit? Dacă nu, stați liniștiți. Mariana Șura este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani! Mulțumesc mult! Bună dimineața și bine v-am găsit! Da, sunteți primii care ați reușit să-mi spuneți la mulți ani. Este, mă! Puteți să vă puneți acolo așa un semn că ați fost primii, da, în acest... la acest capitol. Da, vă mulțumesc că de ziua mea de naștere m-ați trezit să fiu mătina. Cum arăta ziua ta de astăzi? Ziua mea de astăzi, cum să zic, mai în seară va arăta așa cum e o petrecere, un eveniment, pentru că în acest an părinții au fost categorici ca eu să fug și să evadez. Mi-au spus că 35 de ani nu se sărbătorește fugând la mare, precum eu fac de multe ori, vreau să evadez de ziua mea de naștere, pentru că eu, sinceră să fiu, sunt prea plictisită de toate locațiile, deci eu am zis așa, eu nu iubesc la ziua mea să văd pereți, nici așa. Să fie alb, nici roșii, nici verzi, nici albaștri. Deci eu vreau de ziua mea de naștere să petrec la un loc pitoresc, în cel mai rău caz, sau evident că mi-aș dori la mare. Atunci eu zis că, uite, de ce nu sărbătorești? Noi am mai făcut anii precedenți, câțiva ani în urmă, am făcut într-un restaurant, o locație mai pitorească din, în afara orașului, unde este și un lac și lebede și foișoare, mai știu toate lucrurile astea care pe mine mă bucură, mai simplu, că este mai simplu, pentru mine genul rustic este cel mai preferat. Și deja am rezervat, da, două foișoare, unul pentru copii, să fie chiar în preajma noastră, unul pentru maturi. Evident, mi-am chemat cei mai apropiați oaspeți, pentru că dacă ar fi să-i chem și pe toți cu metri, dacă cineva din cu metri mei, din prietenii mei, văd, vă rog să nu vă supărați, pentru că sunteți foarte mulți și atunci are și că trebuie să fac o nuntă sau o cu metri, nu știu ce să fac, o sărbătoare prea mare, pentru că am foarte mulți prieteni, mulți cu metri și mulți au revenit chiar acum în luna august în țară. Da, cu spațiu virtual atunci ce faci? Când răspunzi ei, la felicitări? Mulțumim frumos, mulțumesc din suflet. De obicei, iarăși, odată vreau să-mi cer scuze și pentru acest lucru, că de ziua mea de naștere practic nu răspund nimănui, doar a doua zi toate florile care le primesc, fac o poză și scriu. Mulțumesc mult tuturor celor care m-au felicitat, pentru că oricum realizez că toți prietenii mei vor vedea aceste flori, aceste mulțumiri, pentru că, zic eu, dacă într-o zi de ziua mea de naștere primesc, să zicem, măcar acolo 500 de felicitări sau 700, spre exemplu, nu știu, nici nu le-am, poate au fost la 1000, da, spre exemplu, atunci poate și mai multe, da. Trebuie să stau într-una și să nu acord atenție celor apropiați, să nu simt ziua mea de naștere la propriu, dar să răspund într-una. Zine, mulțumesc, mulțumesc. Mă apucam eu să scriu dimineața un mesaj, nu mai așteptam răspuns, măcar un amărât mulțumesc. A doua zi. O leoaică spre fecioară. Da, așa sunt. De fapt, mereu am crezut că sunt mai mult leu, dar de fapt, mergând recent la un astrolog, așa, mi-a calculat, știind când m-am născut exact, că m-am născut noaptea târziu, poți să zici fără 10 minute, deci era ora 11 și 10, deci peste 50 minute deja era 24 și atunci ea, după cum mi-a calculat toată știința aceasta care se numește astrologia, s-a demonstrat că eu de fapt sunt fecioară în taur, deci în genere când mi-a zis fecioară în taur, am zis că eu trebuie să ascult de fapt astea două zodii, deci să mă concentrez pe leu. I-a zis că da, de la leu poți să spun ce ai, iubești hainele extravagante, mereu să fie ceva. Eu zic, păi asta este, da, o problemă la mine, că vreau să mă îmbrac mai liniștit, mai, hai zicem, nuanțe pastelate, dar până la sfârșit vedeți că nu se primește. Liniște se revarsă, da, nu se primește, pentru că asta
asta mă reprezintă, să lucească, să strălucească, să fiu colorată. Asta e o problemă majoră în viața mea, dar asta sunt eu și nu pot să mă despar de ea. Asta mă reprezintă pe mine. La urmă, asta este trăsătura mea de leu și asta este realitatea. Uite, cam așa am să sărbătoresc, deci... Din piesele care le mai ascultăm sau avem ocazia să le ascultăm, în versuri dăm așa un fel de mesaj de constatare că ești fericită și împlinită, că viața este frumoasă. De fapt, toate întrebările să le puneți domnului textier, că mereu când dacă cânti ceva, nu știu, mai despre o dragoste rănită, de ce să cânta asta? Dacă cânti asta, ești fericită. Nu, eu nu pot să neg acest fapt că nu sunt fericită, dar de fapt nu este melodia care îmi aparține mie și atunci întrebările trebuie să puse textier, cui? Domnul Alexandru Lozanciuc. Ultima piesa mea era Aștept vara și toți, așa îmi place ultima dumneavoastră piesă, probabil că n-ați avut când să vă odihniți la mare. Zic, da, nu a fost așa, dar de fapt piesa nu mi-a aparține mie, e Eugenia Cărăbut, așa că să știți mereu, dacă nu e piesă de autor, atunci toate întrebările... Alexandru Lozanciuc! toate întrebările le puneți celui care scrie melodie, pentru că el are muza și el își alege tematica care îi place mai mult. Așa, și fetița Evelina, ce surprize de fapt îți face ea cel mai des? Pentru că deja e mărișoară, la școală Evelina, bănuiesc, nu? La grădiniță, da, noi pe 28 împlinim 3 ani jumate. Evelina recită, cântă, e o foarte bună, să zicem, actriță, da? Să spunem așa, că ea atunci când s-a născut, știu de ce, eu am zis că o să te primească la Hollywood fără examen. Doamne ferește, asta trebuie să ai așa talent. Acum plânge și așa plânge că eu deja mă simt vinovată. De ce am certat-o? De ce i-am spus așa? Și numai dacă nu mai destul să arăt o ciocolată sau ceva, gata. Asta e un actor care eu ca interpretă, da, să zicem, prin experiența mea scenică, n-am reușit să acumulez atâta de supată lemn sau ce este lemn aici, să fie în lemn, să nu de ochi, așa să fie și mai departe. Da, evident că iarăși actoria îi aparține când intră undeva, e cei mai rușinoasă, ea își ascunde uneori poate și fața și fix peste 10 minute ea deja e acolo, e gata, e director pe toți oamenii, recită, cântă, deci gata, ea deja... Sufletul petrecerii. Da, sufletul petrecerii. Da, dar mă rog, ca orice copil mai face năzbâtii, nu ascultă, uneori mă face să mă supăr, chiar au fost cazuri când m-a dus până la lacrimi, când nu mă ascultă și eu încep să plângă uneori că de ce copilul meu nu mă ascultă. Dar tata ce face? Tata nu este și el în echilibru acela, justiția? Noi, nu, păi tocmai asta este, că în ochii ei tata este justiția, iar mama este cea care, cum eu mereu, eu te iubesc, eu așa de mult te iubesc. Și mama se uită într-o parte și tata Evelinei și zice... Dar în afară de iubire, ce mai spui? Eu nu zic, eu învăț să recite, să cânte. Eu am zis că dați ferarului ce e ferarul. Eu învăț să cânte, să recite, să se închine frumos către spectatori. Deci latura... O pregătești de asta. Scenică. Da, scenică. Nu, mai socotim, învățăm, întreb în engleză culorile, să numere, numărăm până la 30, adică pentru vârsta respectivă. Deci eu nu pot să zic că eu doar îi zic că o iubesc, dar nu sunt eu în ochii ei acea justiție care atunci când am zis că nu, păi Evelina să stea drept și să mă asculte. Da. Deci un piculeț prea multă dragoste probabil că i-am dat și asta un pic cred că a afectat imaginea mea în ochii ei ca justiție. Autoritate. Ca autoritate, da. Eu nu sunt autoritate. De obicei la petreceri tare pe care le organizez și în această seară vei cânta? Cânti prietenilor tăi? Nu iubesc așa ceva. Nu, nici să nu-mi cânte. Eu iubesc de ziua mea de naștere, când de obicei pot să zic, nici nu vreau să aud muzică. Poate să fie muzică retro, muzică pentru că ziua mea, eu de ce zic? Pentru că de ziua mea de naștere mereu suntem până la postul Sfintei Mariei și după post sunt foarte multe evenimente. Și mai ales că în ultimii ani toți moldovenii vin în august acasă și noi suntem atât de supraîncărcați și gălăgim mult în luna august, căci chiar îți dorești de ziua ta. Eu nu zic că nu iubesc muzica, nici într-un caz, dar să ascult ceva ce n-am ascultat cel puțin în perioada respectivă, da, în preajma zilei mele de naștere. Să ascult ceva în fundal, liniștit, să discutăm sau să mergem, să fie o discotecă retro, da?
da, ceva mai deosebit, mai nou. Da, deci asta mi-ar plăcea mai mult. Dar nu zic că au fost și zile de naștere când s-a cântat. De ce nu? Adică s-a cântat. Chiar au fost și zile de naștere când și eu am cântat. Dar să zic eu că am avut eu mare inițiativă să cânt, e ca de obicei. Când merge undeva, hai, cântați, vă rog frumos un cântec, ceva de genul. Eu știu că pentru multă lume asta poate să pară straniu, dar eu nu iubesc la ziua mea de naștere să mă manifest ca interpretă. Eu iubesc să mi-o petrec și chiar cu adevărat să simt gustul petrecerii și pot să mă laud și cu acest lucru, că chiar de multe ori mulți jurnaliști insistau să vină acolo, ne fac petrecerea și chiar am fost categorică, pentru că iarăși nu consider că e normal să mă promovez prin astfel de sărbători, că uite câte nu știu ce bucate am pus pe masă sau ce am făcut. Deci ziua mea. Mulțumim de suflet că ai acceptat să faci o excepție și în ziua de astăzi să te afișezi tu la noi, nu noi să venim la marele eveniment. Și dacă de seară nu vei cânta, acum noi deja îți pregătim platoriu și ce piesă o să ne cânti? Am să cânt piesa Am o viață frumoasă, dacă tot e ziua mea de naștere, zic să cânt această piesă pentru că chiar mă reprezintă, viața mea este frumoasă, am un copil sănătos, îi mulțumesc Domnului, am o familie sănătoasă, asta pentru mine este cel mai important. Asta e, să fim sănătoși și să fie după 35, așa cum a fost până la... Și mai bine, mult mai bine. Mie îmi place că nu își ascunde vârsta, este o femeie fără așa, liberă și... Liberă. Pentru că de obicei știi să spune că nu m-a întrebat câți ani, că nu... Adică mai ascund femeie. Eu niciodată nu mi-am ascuns vârsta, pentru că, de fapt, toată lumea care mă vede nemachiată, când chiar și mă întâlnesc așa pe stradă, toți mereu mi-au spus că arăt mult mai tânără decât vârsta pe care o am și că ceea ce se vede la televizor și realitate sunt două lucruri diferite. De asta și mă bucură. Era acel moment în care eu ca bărbat trebuia să vin cu o afirmație deșteaptă cu femeia, devine e ca eu sunt foarte realistă și chiar de multe ori, adică am primit și la clienți complimente de genul când făceam program sau ceva. Da, sunteți mult mai tineri, că da, sunteți mai slabă, da, sunteți nu știu cum. De-aia și asta pe mine mă încurajează, da? Și la urma urmei fiecare vârstă e frumoasă în felul său. Noi îți dorim să ai o zi așa cum ți-o dorești, frumoasă, plină de emoții frumoase și mulți anișori înainte. Tot exact sănătoși alături de familia ta. Cântec. Așa da, Doamne, așa să fie. Mulțumesc mult! Mariana Șura, nu îndrăzniți să-i scrieți pe Facebook pentru că nu veți primi răspuns imediat, cel puțin, iar dacă vă enumerați prin lista norocoșilor invitați la petrecere, vă felicităm din partea noastră. Iar dacă sunteți telespectatorii dimineața la RTR, admirați-o! Mariana Șura! Ce frumoasă-i viața când ești fericită, îndrăgostită și mereu iubită. Eu, viața mea, acum tot ce-mi doresc, decât, Doamne, ție să-ți mulțumesc. Deci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă și sunt iubită. Pentru dorul meu cel împărătesc, Doamne, astăzi vreau să-ți mulțumesc. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Căci am o viață și fericită.
frumoasă-i viața când ești fericită, îndrăgostită și mereu iubită. Eu, viața mea, acum tot ce-mi doresc, decât părinților să mulțumesc. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Din câte văd, nici pe final de emisiune nu te poți despărți de cafea. Niciodată. Always Nescafe, cum o fie, știi? Nu, este pe bună dreptate, de fapt, pentru că până la urmă astăzi energia tot de la cafea vine. Vine! Vă simțim așa și sperăm că v-ați trezit și dumneavoastră, stimații noștri telespectatori, pe note din acestea, de care, fără de care o zi nu poate să se numească frumoasă, adică plină cu zâmbet, bună dispoziție și cu fețe plăcute văzute în fața micilor ecrane pe RTR Moldova. Fețe plăcute vedeți și mâine dimineață, atunci când colegii noștri vor fi aici, ca bine și Alex. Nu chiar așa de plăcute. Trebuie glumesc, să tragem, da, un pic plafuma peste noi. Ok, da. Noi vă spunem o zi frumoasă să aveți în continuare. Nu uitați că am rămas puțin și se termină vara, de aceea savurați-o din plin, trăiți la maxim fiecare moment alături de persoanele dragi, încercați, nu știu, în această scurtă perioadă, poate și să vă odihniți, cei de care nu au reușit și au muncit. Unii, dacă au muncit toată vara, pot pleca și din toamnă în vacanță, că am înțeles că nu strică deloc. Dacă e așa sau nu, noi vă dorim o zi frumoasă. Până data viitoare, tot aici ne vedem. Pa, pa! Генеральный спонсор показа Nescafe. Vestimentația oferită de Bobin și Max Fashion.